Afecțiunile reumatismale tratate cu ajutorul parafinei. De aproape 50 de ani, un singur spital din țara noastră face împachetări cu parafină, iar de beneficiile terapeutice se bucură pacienții diagnosticați cu poliartrită, scolioză sau spondilită. Unii pacienți au scăpat și de la operații de la coloana vertebrală. La Spitalul de Recuperare din Iași vin să se trateze bolnavi din toată Moldova, dar și din toată țara. Când ați făcut prima dată? Prima dată în 2001. În 2001. Câte ședințe de parafină ați făcut atunci? Atunci făceam mai des, făceam câte 10 ședințe, cam la 3 luni. La 3 luni, deci beneficiați cam de 3-4 internări pe an. Atunci am început. Efectele se vedeau în privința mersului? Da, pentru eu nu mergeam aproape deloc. Piciorul drept nu mergeam deloc. Așa? Nu simțeam deloc. Stângul era și el destul de afectat. În ce an v-ați operat? În 2003. După 2003 ați continuat să faceți aceste proceduri? Da, am continuat la 6 luni și acum, în ultimul timp, vin la un an, pentru că mai merg și în alte stațiuni și aici, în spital, vin la un an. De 17 ani, Iacob face împachetări cu parafină la Spitalul de Recuperare din Iași, iar rezultatele se văd deja. Deși are multiple probleme de sănătate, bărbatul reușește să își miște picioarele și nu a devenit dependent de scaunul cu rotile, deși coloana vertebrală este prinsă de bazin cu șuruburi. Pacientul face tratament cu parafină de 2 ori pe an. Rămân la un scaun cu rotile. Dar cum v-ați accidentat? Nu m-am accidentat, m-am născut cu scolioză și de acolo a început să se macine, să opera cu sechere, coloana mea de bazin e prinsă cu șuruburi. 13 ani și ceva am lucrat la o firmă în domeniul agriculturii, acum m-am pensionat de anul ăsta. Cum ați ajuns să fac? Cam și un singur rinichi și boala Parkinson, de-am adunat mai multe. Dar oricum, tratamentul de aici este foarte bun. Bine, deci mă pune pe picioare, pentru câteva luni bune mă pune pe picioare. Cum o să mă descurc. Am evoluat de la v-am spus, de la zero, în 2003 m-am învățat să merg de la zero și acum lucrez chiar foarte bine. Zilnic de împachetările cu parafină beneficiază 10 de pacienți diagnosticați cu probleme locomotorii. Mi-e foarte, foarte bine. Acum 7 ani am fost operat coloană, ernie de disc la L1-S1 și mi s-a recomandat o recuperare, să zic, anuală, pe care trebuie să o urmez. Am avut probleme neurmând-o, am avut probleme cu coloana, am venit iarăși, să zic așa, în faza a doua pentru operație și aceste băi, vă spun sincer, aceste împachetări cu parafină și aceste băi m-au scăpat de a doua oară de operație și de atunci vin anual și fac tratamentul. Este foarte, foarte bine în urma lor. Pentru mine a făcut minun. Ședințele de terapie cu ceară durează între 20 și 40 de minute în funcție de recomandarea medicului. Unde parafina cedează temperatura corpului, producând vasodilatații de contracturare musculară. Ea are o greutate, dar nu înseamnă că atât cât să deranjeze, cât să producă o presiune necesară. Și plăcută. Da, și calmează durerea pe loc, ameliorează și relaxează zona, recapătă mobilitatea. La Spitalul de Recuperare din Iași, tratamente cu parafină se fac de 48 de ani. Este singurul spital de stat din țară unde se fac astfel de împachetări terapeutice. Tratamentul cu parafină este ca o rudă mai îndepărtată a hidroterapiei, complementară cu hidroterapia, înseamnă aplicare de plăci de parafină la temperatura de 40-50 de grade, de asemenea pentru patologie osteoarticulară. Tratăm în acest fel suferințele coloanei cervicale, coloanei dorsale, coloanei lombare, dar și articulațiile mari, gonartroza, coxartroza. Pacientul stă cu placa de parafină în jur de 20 de minute, cu un efect antiinflamator. E important să vină atunci când îi doare. Dacă vin într-o perioadă bună, nu există un efect protectiv pentru etapa următoare. Pacientul vine când îl doare. Anual, peste 2000 de pacienți beneficiază de tratamente cu parafină, iar în 90% din cazuri beneficiile se văd după câteva ședințe.